Credincioșii din cartierul Hipodrom al municipiului Sibiu l-au avut astăzi în mijlocul lor pe înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica Înălțarea Domnului și Sfântul Ierarh Nicolae, iar la final a înălțat rugăciuni pentru încetarea pandemiei și pentru ocrotirea sănătății oamenilor. Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, a săvârșit Sfânta Liturghie la Biserica Înălțarea Domnului și Sfântul Ierarh Nicolae din cel mai mare cartier al municipiului Sibiu. În cuvântul de învățătură rostit cu acest prilej, ierarhul a vorbit despre misiunea Sfântului Ioan Botezătorul de a fi înainte mergătorul Mântuitorului Hristos, fiind ultimul proroc al Vechiului Testament. Dacă a avut o viață sfântă, în multe din icoane, Sfântul Ioan Botezătorul este pictat cu aripi. Era un înger în trup. Dacă a fost cel mai mare dintre proroci, ultimul care a pregătit calea Domnului, dacă a avut o viață ascetică atât de aspră, era îmbrăcat cu haină, păr de cămilă care e foarte aspră și cu o culea încins. Dacă, imaginați-vă în pustie trăind, vara, arșița depășește 40 de grade, iar în noaptea ajunge până la 0 grade. Diferența aceasta de temperatură nu este ușor de suportat. A suportat însă în el Duhul jertfelniciei. Mulți dintre noi purtăm numele Sfântului Ioan. Mai sunt și alți sfinți cu numele de Ioan, dar Sfântul Ioan are ceva special, pentru că jertfa lui îi se împărtășește și nouă. Stăruința lui este pilduitoare și pentru noi. Așa a rânduit Dumnezeu ca în al preasfințitul părinte mitropolit Laurențiu să vină în mijlocul comunității noastre, aici la biserica de pe Mihai Viteazu, o biserică foarte important într-un cartier destul de mare al orașului Sibiu, unde avem trei parohii în aceeași biserică, deservim biserica aceasta, deci avem o populație destul de numeroasă și era nevoie ca să fie la început de an o binecuvântare la Dumnezeu și o întărire sufletească. Biserica Înălțarea Domnului și Sfântul Ierarh Nicolae de pe Bulevardul Mihai Viteazul din Sibiu este prima biserică din municipiu la care lucrările de construcție au început imediat după Revoluția din 1989.